În acest episod vom încerca să explicăm ce s-ar întâmpla dacă oamenii ar involua în maimuțe, păstrându-și într-o oarecare măsură inteligența actuală. Evident, acesta va fi un exercițiu de imaginație extrem de complicat și creativ. Vă invit să ne corectați sau să ne completați în secțiunea de comentarii. Teoria evoluției se bazează pe ideea mutației genetice, adică, pe scurt, nu am ales să evoluăm în ceea ce suntem în prezent și pe bună dreptate. Cine și-ar dori să aibă chelie și să se îngrașe indiferent de ce mănâncă? Dar au apărut multiple mutații, iar cei dintre noi care le-au dobândit pe cele mai avantajoase au supraviețuit. S-a dovedit că grăsimea depozitată pe șolduri poate fi folositoare, cel puțin pe vremuri când înfometarea era ceva comun. Oamenii de știință cred că am avut nevoie de 3,5 miliarde de ani pentru a evolua din organismele unicelulare în starea actuală. Dacă această afirmație este corectă, acest lucru înseamnă că au loc mutații și evoluăm și în prezent. Am putea evolua în orice direcție, poate vom dezvolta capacitatea de a zbura, poate vom deveni transparenți. Dar ce se va întâmpla dacă genele noastre mai vechi vor reapărea? Putem involua într-un strămoș comun tuturor primatelor? Ce-ar fi dacă ne-am trezit într-o dimineață și vedem în oglindă veriga lipsă a lanțului evolutiv uman? Nu este atât de exagerat pe cât sună. Numai 2% din structura noastră genetică este diferită față de cea a verilor noștri cimpanzei, deci nu ar fi nevoie de atât de multe modificări genetice pentru a ne aduce înapoi la forma de primată. De asemenea, nu ar fi niciun lucru rău dacă s-ar întâmpla asta. Planeta noastră ar fi acoperită de mai multă verdeață și mai puține clădiri de beton delimitate de șoselele aglomerate. Până în prezent, oriunde am fost noi oamenii, am tăiat copacii pentru a construi case, mobilă, unelte și așa mai departe. Desigur, sunt lucruri utile, dar totodată devine din ce în ce mai greu de respirat pe propria planetă. Până la urmă, plantele sunt cele care creează oxigen în urma fotosintezei. În orice caz, ce vreau să spun este că din moment ce primatele petrec foarte mult timp în copaci, cel mai probabil urmașii noștri, acum involuați în maimuțe, ar prioritiza reîmpădurirea pământului. În plus, copacii vor servi drept mijloc de transport, deoarece primatele se leagănă din liană în liană și sar din copac în copac. Și unde nu pot sări, vor zbura în planoane alimentate cu energie solară. În cele din urmă vor fi tot un fel de oameni, doar că mai asemănători din punct de vedere fizic cu maimuțele. Involuția nu înseamnă că vom renunța la facilități sau la tehnologia de care dispunem. În această privință, din moment ce vom locui în copaci, probabil vom pune mai mult accent pe folosirea energiei solare. Printre ramuri putem construi case în copaci care ar avea roluri de librării, școli, clădiri de birouri, moluri, restaurante cu specific de fructe exotice și diverse nuci, fără prea multă carne. Pe măsură ce nevoile noastre se vor schimba, la fel și industria. Încă vom avea nevoie de mâncare, dar cum rămâne cu adăpostul și cu îmbrăcămintea? Industria masivă a textilelor care a condus revoluția industrială din secolul al XVIII-lea prin fabricile impunătoare va dispărea după involuția noastră pentru că primatele vor găsi mai folositoare hainele din blană naturală decât hainele textile. Puținele fabrici care vor supraviețui se vor reprofila cel mai probabil pe confecționarea hainelor groase și echipamentelor de iarnă. Totuși, cei mai mulți dintre noi vom trăi cel mai probabil în locurile calde. Cât despre cei care nu, blana lor va evolua și va deveni mai groasă pentru a-i proteja mai bine de iernile geroase din așezările lor nordice. Dar, în timp ce magazinele cu haine vor falimenta, industria accesoriilor pentru blană va înflori. La ce este bună blana dacă nu o putem decora cu panglici, funde, agrafe și cleme încrustate cu pietre prețioase? Să nu mai vorbim despre industria produselor pentru îngrijirea blănurilor. Saloanele de înfrumusețare din copac vor oferi tratamente de specialitate pentru blana de pe întregul corpul primatelor în care vom involua. În viitor, nu ne vom limita doar la îndreptarea părului cu placa sau cu afurii permanente doar în zona capului. Chiar dacă nu vom mai avea nevoie de îmbrăcăminte, am putea avea nevoie de 2 ori mai multe perechi de încălțăminte. La fel ca noi, maimuțele pot merge pe 2 picioare, însă preferă să se deplaseze pe toate cele 4 membre, fiind considerat un patruped.
Această preferință de a ne deplasa ca un patruped ar putea da naștere unei noi industrii, încălțăminte pentru palme și ciorapi care să se potrivească cu mânușile. Industria masajului va prospera și ea pentru că vom avea dureri la toate cele patru membre. Dar dacă vom deveni patrupezi, cum vom căra sacoșile de la cumpărături sau lucrurile din viața de zi cu zi? Pentru a satisface această cerere, tehnologia hands-free va deveni probabil și mai populară decât este în prezent. Poate că vor fi dezvoltate rucsacuri sau șepci care au atașat un braț robotic sincronizat cu creierul nostru. Din moment ce ne vom petrece majoritatea vieții în aer liber, industria campingului va fi la fel de dezvoltată precum industria bunurilor de uz casnic din prezent. Dar stai puțin, cum vom plăti pentru serviciile noastre în această lume? Cum vor arăta banii? Versiunile primate ale președinților vor fi printate pe fiecare bagnotă? Destul de posibil, însă, poate fi implementat trocul, adică operația economică prin care se face schimb de bunuri fizice. O vizită la frizer ar costa 2 banane și 10 fructe de pădure. De asemenea, întotdeauna vor exista maimuțe care vor dori să se îmbogățească repede. Odată ce involuția noastră va avea loc la scară globală, speculatorii economici vor începe să investească în industria bananelor, care va fi principala sursă de hrană, cel puțin în opinia lor. La fel ca în timpul tulipomania din anii 1600, când prețurile contractelor pentru unii bulbi de lalele nou introduși la modă au atins prețuri exorbitante, speculatorii economici vor planta bananieri pe fiecare bucată de teren pe care o au la dispoziție. Însă acești investitori vor provoca o nouă himeră economică sau un balon de săpun economic, adică un grup de tranzacții bursiere cu volume ridicate care provoacă creșterea nejustificată a prețului unui bun fix, în cazul nostru bananele. Acest balon de săpun economic se va sparge atunci când va deveni clar că primatelor le plac bananele la fel de mult ca oamenilor din prezent, nimic special. Odată ce supermarketurile vor fi inundate cu banane, prețurile vor scădea, iar piețele bursiere de banane se vor prăbuși și ele. Știi ce altceva ar fi mai mare dacă am involua în primate? Gurile noastre, care de fapt vor fi cât de mari vor trebui să fie. În prezent suntem nevoiți să scoatem măselele de minte pentru că fălcile noastre au devenit prea scurte odată cu evoluția noastră. Dar din moment ce vom involua în primatele din trecut, dinții care erau odată aglomerați vor avea suficient spațiu în maxilarul nostru. Deci, în timp ce stomatologia va rămâne o carieră sigură de urmat, ortodontiștii care asigură așezarea în poziție normală a dinților pe arcadele dentare vor dispărea. Acum vine întrebarea logică, dacă gurile noastre vor deveni mai mari, va afecta acest aspect fizic limbajul nostru? Este destul de probabil. Chiar dacă toate primatele din prezent vociferează, au totuși probleme mari cu pronunția, iar problema nu este una cognitivă. Maimuțele precum faimosul Coco au stăpânit limbajul semnelor. Primatele din prezent nu vorbesc așa cum o facem noi oamenii pentru că au limba mai subțire, iar laringele sau cutia vocală unde se găsesc corzile vocale este plasată diferit față de a noastră. Vom depinde de limbajul semnelor și limbajul trupului dacă în urma involuției vom păstra limba subțire și cutia vocală diferită a primatelor. Descendenții noștri nu vor fi nevoiți să meargă la petrecerile ținute de compania pentru care lucrează pentru promovarea unui produs nou. În schimb, viitoarele primate se vor aduna în cadrul petrecerilor de îngrijire personală. Ei bine, primatele din prezent se adună în fiecare dimineață și se îngrijesc reciproc. Ele mănâncă gândacii pe care îi smulg unul câte unul din blana celuilalt. De asemenea, maimuțele mari din prezent posedă de 3 ori mai multă forță fizică decât un bărbat adult, ceea ce ne spune că descendenții noștri vor fi mult mai puternici decât noi. Acest lucru va avea un impact major asupra sporturilor populare și spune adio celor care implică alergatul, cum ar fi fotbal, baseball, basket sau cursele de viteză și anduranță. Dacă ne întoarcem la trupurile noastre de primate, atunci picioarele și coloana vertebrală nu ne vor ajuta prea mult să mergem biped sau să alergăm. Totuși, cel mai probabil este că vor exista alternative unde alergatul va fi înlocuit de săritul din copac în copac. Probabil că mâncatul competitiv va deveni mai proeminent și cursele de atletism vor face loc curselor de alpinism sau cățăratului pe zgârie nori.
Din cauza faptului că forma noastră de primată va fi de 3 ori mai puternică, chiar și cele mai blânde gesturi vor putea smulge clanțele ușilor, însă partea pozitivă este că nicio primată nu se va chinui să deschidă un borcan de murături. Vom rămâne la fel de sociabili pe cât suntem și în prezent, pentru că primatele trăiesc în grupuri formate uneori chiar și din zeci de indivizi. Dorința de a ne aduna în grupuri și să facem schimb de povești va rămâne la fel de mare ca înainte. În timp ce tehnologia se va schimba în moduri imprevizibile, poveștile în sine vor putea fi recunoscute. Știați că unii savanți insistă că William Shakespeare nu a scris niciodată o piesă de teatru originală fără să se inspire din alte lucrări? Poate că același lucru va putea fi spus și despre versiunea primată a lui Shakespeare, care va revizui operele clasice pentru noua epocă a primatelor. Unele dintre cele mai mari opere de artă din muzee vor fi păstrate. Istoricii de artă vor recunoaște ecourile tablourilor create din maestrii timpului epocii oamenilor. Tu cum ți-ai imagina o lume în care noi am involua în primate? Chiar vă rog să ne scrieți în comentarii, sunt foarte curios. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!